Despre virtutea și discernamentul gândurilor și a stărilor duhovnicești Partea a patra Cu câtva timp în urmă am întâlnit un călugăr dintr-o mănăstire care vorbea minunat și foarte expresiv el vorbea despre frica de Dumnezeu, despre Evlavie și despre logica omenească. Niciodată până atunci, în viața mea, n-am întâlnit pe cineva care să se poată exprima pe sine însuși atât de viu cuvintele lui erau ca un izvor de apă țâșnitoare. Vorbirea lui era precisă, curată, fierbinte și însoțită de gesturi spontane și încântătoare. El spunea, cine este plin de respect are frică de Dumnezeu. Cel care are frică de Dumnezeu este și smerit. Dumnezeu îi păzește pe cei smeriți, numai cel smerit are și o gândire logică. Cel arogant nu poate gândi logic și cel care nu are grijă de sufletul său fie devine brutal și se preface într-o fiară, fie se umple cu înșelarea de sine. Un părinte experimentat a spus despre monahism că este muncă grea, Într-adevăr, a spus acest ascet contemporan către un nou ostaș al lui Hristos, dacă vrei să reușești în chemarea monahală, îți spun un singur lucru, fiul meu, să fii sigur că iubești munca fizică. Un cuvios călugăr de la noul schid spunea, la fiecare paști, când spunem Hristos a înviat, noi ne aducem aminte de strigarea îngerului în fața mormântului gol al lui Hristos. Cei care părăsesc biserica imediat după ce s-a cântat Hristos a înviat în noaptea de Paști nu sunt creștini. Cei care rămân și la Sfânta Liturghie aceea sunt creștini cu binecuvântare părintele Grigorie de la schitul Xenofon un călugăr care are peste 100 de ani ne-a spus când eram călugări începători îl rugam pe părintele nostru duhovnicesc să ne citească o rugăciune în biserică pentru patima noastră de a vorbi în deșert un călugăr fără o regulă de ascultare nu este călugăr Minunatul călugăr Teofilact din Cavso Calivia a spus unui tânăr începător, Dacă dorești să devii un călugăr bun, amintește-ți toată viața acest lucru. Dă slavă lui Dumnezeu pentru că ai fost lipsit de toate bunurile personale la care te-ai fi putut aștepta folosește un pat de lemn pe care se dormi, iar de paști mănâncă o sardea și câteva verdețuri cu o lingură de ulei. Un călugăr, pentru a fi cu adevărat liber, nu are niciun drept în viața aceasta. Pe câți i-a distrus diavolul prin ispita de a avea cât mai multe bunuri personale. Cu cât cineva este mai înduhovnicit, cu atât mai puține bunuri își dorește în viață. Un pusnic bătrân a spus, un om cu frica lui Dumnezeu îi respectă pe toți. Părintele meu se închina cu respect chiar și celui mai nebăgat în seamă și mai nevrednic om. Oamenii s-au îndepărtat de părinților duhovnici și s-au pierdut în gândurile lor prin tot felul de patimi, astfel că ei sfârșesc prin a se mărturisi unui psihiatru care îi îndoapă cu pastile pentru a uita de problemele lor. La scurt timp după asta, aceleași probleme ies din nou la suprafață și totul se repetă mereu. Dacă un om are grijă de starea sa interioară, poate dormi ca un copilaș și n-are nevoie de pastile, nici de orice altceva. Viețuirea în pustie nu rezolvă nimic de la sine, ci doar dacă eu, fiind în pustie, mi-am părăsit și patimile sau altfel spus, acel loc nu este un pustiu când îl adaptez după mine. În loc să mă adaptez eu pentru a trăi într-un loc pustiu.